Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. Avem plăcerea să-l avem invitat astăzi în studioul nostru pe domnul Stelian Ion, candidatul Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților și, să nu uităm, fost candidat la primăria, la postul de primar al Constanței, unde s-a clasat al doilea între câștigător, actualul primar Virgil Chițac și fostul primar Decebal Făgădău. N-am să mai intru în amănunte legate de alegerile locale, pentru că s-a tot discutat despre acest lucru. Aș vrea în primul rând să vă spun bun venit. Bine v-am găsit pe toți și sper sănătoși. O să discutăm și despre capitolul sănătate, că este la ordinea zilei, să spunem. Exact, aș vrea să începem cu acest lucru, faptul că la ora la care noi avem această discuție, Constanța se pregătește să intre în carantină. Ce părere aveți despre acest lucru? Este o măsură necesară? Trebuia luată mai devreme? Trebuia așteptat? Vă spun în calitate de cetățean de Constanța, pentru că nu sunt specialist nici în sănătate publică, în chestiuni din acestea care ar trebui gestionate de specialiști. Evident că pentru toți constanțenii și pentru toți românii sunt niște măsuri nesuferite. Lucrul ăsta este foarte clar. Acum, ca percepție, mi se pare că dacă s-ar fi luat niște măsuri mai puțin nesuferite, un pic mai din timp, n-am fi ajuns să fim supuși carantinării astăzi, pentru că această carantinare este foarte asemănătoare cu starea de urgență pe care am trecut. Nu este vorba doar despre faptul că nu vei putea ieși și intra din Constanța, ci este și o limitare a liberei circulații în cadrul orașului. Va trebui să venim iarăși cu acele declarații. La ora aceasta la care purtăm această discuție, încă în monitorul oficial nu am văzut ordinul respectiv, dar poate fi găsit ca schiță așa pe site-ul prefecturii. Prefectura Constanța a dat ieri un comunicat, deci nu e o surpriză, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Era bine să avem și monitorul deja, a apărut în monitor, să vedem exact conținutul declarației. Care sunt măsurile, da? Da, sunt niște limitări asemănătoare. Vei putea să mergi la serviciu cu legitimația, cu declarația. În weekend am observat că sunt închise centrele mari comerciale, mai puțin cele alimentare, care comercializează și hrană. Produsele de strictă necesitate. Da. Hrană și pentru câini și farmaciile, dar în rest sunt închise. Nu este un lockdown, nu este o închidere totală a activității, este o restrângere care, dacă ar fi fost luată în alți parametri mai din timp, poate n-am fi ajuns aici, dar odată ajuns și aici trebuie să respectăm cu toții aceste reguli, sub sancțiunea unor pedepse. Cine nu respectă aceste reguli poate fi sancționat. Iarăși am văzut și niște manifestații, au fost forme de protest, ele se întâlnesc în toate țările și cele care au și democrații mult mai consolidate decât România. Oamenii suportă cu greu restrângerile de genul ăsta. Și da, vor explicații foarte clare, vor să știe de ce acum, de ce așa. Comunicarea din partea autorităților este vitală în astfel de situații. De ce se închid piețele sau nu se închid piețele și așa mai departe. Deci modul în care autoritățile comunică în această perioadă, mă refer la cei care au abilități și au atribuții în această privință, a lor acestor măsuri, este esențial. Dacă ele reușesc să comunice bine și convingător, vor avea parte de mai puțină reacție adversă din partea populației, care într-o oarecare măsură este de înțeles, având în vedere că ne aflăm în fața unor restricții de drepturi neplăcute. Este îndreptățit, eu știu, această atitudine pe care, din păcate, din punctul meu de vedere, o vedem
a oamenilor care poate un pic obosiți de această perioadă care se prelungește, iată, mai mult decât ne-am fi închipuit, sunt deja, nu, aproape 7 luni, da, de când a început toată nebunia, cam martie, așa, da. Exact. A fost acea perioadă în care în starea de urgență sau lumea, din câte înțeleg, nefiind la momentul ăla în țară, dar înțeleg că s-a respectat atunci. S-a respectat sau și speriat, s-au și speriat mulți, foarte mult. Speriat cu toții. Dar a venit și acea perioadă în care au fost amenzi care s-au dat și care s-au anulat, da. Apoi Curtea Constituțională care spune că nu este constituțional decizia, lumea nu mai știa, stau în casă, nu stau în casă, a rămas oarecum la... A fost o bâlbâială, exact. În momentul ăsta pare că lucrurile sunt la fel, adică pare că sunt oameni care spun, și dacă nu stau în casă, ce o să-mi facă? Îmi dea amendă și o să contest și o să câștig, ceva de genul ăsta, adică ceea ce mi se pare periculos. E periculos, pentru că în felul ăsta sabotezi orice măsură. Înseamnă că lumea... Da, de ce se ajunge aici? Tocmai din motivul pe care l-a spus dumneavoastră, atunci când autoritățile se bâlbâie, când nu iau măsuri ferme și nu sunt clar explicate și mai ales după ce ele se dovedește a fi neconstituționale și e o poveste întreagă. Putem vorbi și o să vorbim și de Curtea Constituțională, exact, de rolul ei și de cât de politizate au început, din păcate, să devină unele decizii. Dar noi trebuie să înțelegem că, în primul rând, pentru noi înșine și pentru cei din jur, ne supunem unor reguli, n-ar trebui să ne supunem de frică sau numai de frică a faptului că suntem sau nu suntem amendați. Regulile sunt destul de clare la noi, în la prezent. Sănătatea noastră, la sănătatea celor apropiați. Da, și pentru cei care au tendința să se relaxeze, vă spun foarte clar, și eu resimt, nu suport masca aia pe față, pentru că cei care poartă ochelari știu ce vorbesc, ți se aburesc ochelarii, e foarte neplăcut. Exact. Și, dar o port pentru că în felul ăsta îi protejezi și pe cei din jur. Nu este o măsură infailibilă care, cum să spun, te protejează total, dar cât de cât o oferim acolo de la mine, de la dumneavoastră și așa mai departe, contează toate astea adunate. Dacă respectăm toți regulile, e mult mai ușor pentru noi toți și cei care se relaxează trebuie să se uite la situațiile de la urgențe, unde nu mai sunt paturi. Unii au trecut prin această boală, unii au trecut și nici nu știu că au avut virusul, pentru că au fost asimptomatici și nu au avut nicio treabă. A circulat de colo-colo, poate că l-au transmis mai departe, unii au noroc, dar alții nu au norocul ăsta și vedem că sunt și persoane sănătoase tun, aparent, care sunt afectate și dobărâte de acest virus, așa că nu e de joacă, e atât de par și virusul ăsta încât nu putem lăsa garda jos și nu putem să considerăm că nu trebuie să mai luăm nicio măsură, că este o conspirație mondială să ne țină în casă și nu știu ce. Nu merge așa, trebuie să nu luăm măsurile astea de precauție, să respectăm regulile, nu neapărat că ni se impun, ci că ele sunt de bun simț și o perioadă până se mai... În interesul nostru. Da, uitați-vă, deja au apărut imagini cu sacii aceia, cu persoane decedate care sunt, Doamne ferește, adică sunt oameni care au decedat din păcate și persoane cunoscute, unii sunt cunoscuți și din Constanța, medici, reputați și așa mai departe. Cei care sunt sceptici și chiar nu cred să se uite la cazurile acelea. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrul ăsta și... Da, să sperăm că aceste măsuri își vor găsi ecoul cuvenit în rândul populației, că își vor găsi ecoul cuvenit în rândul efectelor pe care le va genera această carantinare și... Măcar de sărbători, poate vom avea niște sărbători cât de cât un pic mai relaxate. O să fie speciale, dar în condiții e clar că speciale. Vor fi când e război, când se întâmplă ceva, Crăciunul oricum vine. El vine în orice situație, ne-am găsit. Și trebuie să ne adaptăm. O să vină în situațiile astea.
bineînțeles că îți dorești să fii cu familia și așa mai departe, trebuie să ne adaptăm, să vedem în așa fel încât nici să nu ne închidem, pentru că sunt foarte mulți oameni care intră în depresie. Exact. Oricum există o predispoziție în societatea actuală. Oamenii sunt foarte solicitați, ba la muncă, ba din cauza grijei cotidiene, din pricini legate de, nu știu, de multele probleme pe care le au. A mai venit și chestia asta peste cap și faptul că stai în casă, închis, faptul că nu socializezi, faptul că, mă rog, sunt toate restricțiile astea. Lucrezi de acasă, dar lucrezi cu copii în jur și nu poți să fii eficient. N-ai cum să te concentrezi. Ce faci cu copiii? Duci la școală, nu-i duci. Sunt o grămadă de probleme. Și trebuie să strângem un pic din dinți și să facem cu toții față, să ne găsim supapele alea care ne țin pe linia de plutire, iar statul trebuie să comunice foarte bine și trebuie să dea o mână de ajutor mediului privat, pentru că altfel e foarte supus și mediul privat a ținut statul ăsta în funcțiune, de acolo își trage energia. Nu poți să omori privații și agenții economici pentru că nu mai ai putere, se prăbușește tot sistemul. Nu bugetarii, nu statul, e nevoie și de funcții publice, e clar, dar nu statul a produs resursa aia care să ducă România înainte. Dacă dau faliment rând pe rând și închid obloanele, oamenii de afaceri de la mic la mare, o să avem o mare, mare problemă și aici e grija principală pe care trebuie să o avem. Da, economia să meargă totuși exact, înainte. Da. Vă propun să trecem la subiectul pe care l-am propus pentru această discuție. Subiectul principal este vorba despre acea dorință a USR Plus de a face o reformă constituțională și o reformă în justiție. Pornind de la această sintagmă de reformă constituțională, considerați că în momentul de față România are o constituție depășită? Da, categoric. Sunt multe aspecte care au fost dovedite în ultimii ani. Au fost multe crize care puteau fi evitate dacă aveam o constituție potrivită cu vremurile noastre, să spun așa. Vă dau un exemplu, dizolvarea Parlamentului. Parlamentul ăsta cu o structură foarte ciudată, mai mult s-a împotmolit decât a lucrat. Știți cu toții ce s-a întâmplat și a fost intenția reală a unei dizolvări a Parlamentului, dar Constituția pune atâtea opreliști încât nu a fost posibil. E foarte greu de ajuns acolo. Asta e doar un exemplu. Ar fi trebuit să avem mecanisme astfel încât să dăm un reset, să dizolvăm Parlamentul, să se facă alegeri și pe noua formulă să depășim situația de criză. Sunt și alte exemple și vom vorbi, dar de ce... Mă rog. Sunteți adeptul unui parlament unicameral sau bicameral? În acea formulă restrânsă, bănuiesc, pentru că știu că sunteți... Formula restrânsă am agreat-o și a fost acea dorință a majorității românilor. Da. Pe de altă parte, chestiunea parlamentului uni sau bicameral comportă alte discuții, pentru că noi am avut Parlamentul unicameral doar în perioadele în care democrația a fost pusă în paranteză, în perioadele de dictatură. Cu un parlament unicameral treci rapid legile, nu le supui unei discuții mai așezate și dacă am fi avut, spre exemplu, parlament unicameral în perioada când Liviu Dragnea și PSD-ul condus de el voia să schimbe legile justiției și mai ales codul penal și de procedură pe care n-a reușit să le modifice chiar cum a vrut, lucrul ăsta se întâmpla foarte, foarte repede. Și în perioadele dinainte, la fel, am avut Marea Adunare Națională, un corp unitar, în perioada regelui Carol al II-lea, iarăși am avut parlament unicameral. Eu cred că parlamentul bicameral trebuie păstrat cu un amendament. Camerele trebuie diferențiate între ele. Acum se cam aseamănă rolul unui deputat cu al unui senator, se suprapun atribuțiile, diferă doar circuitul legilor, unele trec prin prima cameră, prin senat și după aceea camera deputaților și invers, altele invers. Și e o problemă și de reprezentativitate, pentru că și senatorii și deputații sunt aleși pe aceleași circumscripții. Noi propunem o reformă din punctul ăsta de vedere, astfel încât
deputații să fie aleși la nivel național și să reprezinte întreaga Românie, să-i reprezinte pe toți cetățenii, pe o singură listă, cum au fost alegerile la europarlamentare, iar senatorii să reprezinte județul sau regiunile pe care le propunem. Și atunci o să fie mai simplu de explicat și o să se justifice mult mai bine Parlamentul bicameral. Și mai clar ceea ce reprezintă fiecare. Da, pentru că tu, senator, îi reprezinți pe cei din teritoriu, să spun așa, tu, deputat, reprezinți la nivel național interesul tuturor românilor, pentru că uneori sunt interese contradictorii. Un județ are un interes, alt județ are alt interes sau restul țării are alt interes. Și atunci, tu fiind reprezentantul unei părți a României sau a întregii României, poți să ai păreri diferite și opțiuni diferite. Deci e important. De ce voiam să spun în începutul discuției că e importantă această revizuire a Constituției? Pentru că m-am uitat la celelalte partide mari, la PSD, la PNL, care de curând și-au lansat programele, nu am văzut o abordare serioasă pe tema asta, în condițiile în care au trecut, iată, aproape 30 de ani de când s-a adoptat această Constituție, a fost revizuită în 2003, în condiții în care am avut crize politice și nu doar politice, și sociale, care au pornit de la problemele astea prin care am trecut cu toții, și era momentul cel mai potrivit acum să dezbatem acum în campanie electorală, înainte de a veni cu propunerile concrete și să le spunem oamenilor ce avem de gând cu statul român. Pentru că am văzut o întrecere între cele două partide care să propună pensii mai mari, alocații mai mari, salarii mai mari, număr de locuri de muncă. E așa o licitație parcă neserioasă. Și oamenii s-au săturat de chestia asta. Doamne, ne-ați promis triplarea pensiilor și acum nu știu câți ani. Ne-ați promis că dublați alocațiile și acum nu știu cât timp și așa mai departe. Orice avem noi nevoie, nu avem nevoie de un facelift, de o schimbare așa de fațadă. Avem nevoie de o schimbare de substanță, de o reașezare a fundamentului, a fundației statului, pentru că dacă nu schimbăm de la bază ce e important să schimbi instituțiile cele mai mari, cele mai importante, o să avem fix aceleași rezultate peste 4 ani, peste 8 ani, peste 12 și tot așa, o să ne trezim că suntem cam în același punct, cu un pas, doi făcuți înainte, mai mult pentru că ne împinge Europa de la spate și mai puțin că ne dorim noi așa foarte tare. Cum s-a și întâmplat de altfel. De asta e importantă reforma constituțională. Și toate instituțiile din Constituție sunt importante, dar câteva au jucat un rol important în perioada care a trecut. Curtea Constituțională, da? Curtea Constituțională a ajuns să tranșeze niște dispute politice, ceea ce este total inadmisibil. S-a întâmplat lucrul ăsta pentru că acolo toți judecătorii sunt numiți politic, toți sunt numiți doar de politicieni, ceea ce e o mare problemă. Nu există un echilibru al puterilor în stat, nu are și autoritatea judecătorească, spre exemplu, posibilitatea să numească reprezentanți sau să numească pe cineva, nu neapărat din corpul lor. Și atunci, ar trebui să fie din corpul lor, adică să fie, nici nu știu cum să spun acum, pentru că dintre magistrați. Magistrați sau... Păi nu mai pot fi, adică din moment ce fac pasul ăsta nu mai pot fi considerați magistrați, deci trebuie să facă pasul în afară magistratului, dar important este să aibă ei posibilitatea să numească, nu doar politicieni, adică și autoritatea judecătorească trebuie să aibă această posibilitate. Cineva spune că magistrații au un să spunem, o instituție a lor. Consiliul Superior al Magistraților. Exact. Da, rolurile sunt total diferite. Consiliul Superior al Magistraturii garantează independența justiției și se ocupă strict de partea aceasta, ori Curtea Constituțională veghează asupra constituționalității legilor care vin de la Parlament. Și trebuie să fie foarte atentă pe partea asta, deci sunt roluri total diferite. De asta este important să ai o curte constituțională în care judecătorii să nu fie numiți doar de politicieni. Și pe de altă parte, și atribuțiile... Numire?
Am avut discuții în interiorul USR și USR Plus, erau mai multe variante. S-a mers pe varianta aceea de echilibru, adică fiecare dintre puterile statului să poată numi reprezentanți la Curtea Constituțională. Aceasta a fost varianta agreată și e posibil să, că una e ce-ți dorești tu, puteam merge pe o variantă mai îndrăzneață, să spun așa, să spunem, nu, în alta curte trebuie să aibă o secție specială, dar vă dați seama, dacă, cum am avut mai demult, dacă am fi mers pe ideea asta, s-ar fi produs alt dezechilibru, adică puterea judecătorească ar fi primit dintr-o dată o putere mult mai mare, exorbitantă și nu e de acceptat nici așa. Și mai aveam și o soluție de mijloc, dar am mers pe aceasta echilibrată, care e posibil și am așteptarea să găsească sprijin și din partea celorlalte formațiuni politice, pentru că nu este suficient să-ți dorești tu și să vii tu cu idei, pot fi geniale, ideea este argumentele și mai ales dorința oamenilor să fie în sprijinul acelor idei și să întrunească o majoritate. Ori varianta asta cred că va întruni o majoritate. Varianta de care vorbiți este cea pe care am găsit-o de altfel în acest program, angajament, da, care mi l-ați și adus. Cea cu creșterea numărului de judecători la 12? Nu. Este varianta în care numărul rămâne același, 3-3-3. Okay. Dar 3 vor fi numiți de puterea judecătorească, da. 3 vor fi numiți de puterea executivă și 3 vor fi numiți de legislativ, de parlament. Deci asta e ideea de bază. Altfel se produce dezechilibrul de care v-am vorbit. Deci era varianta de 12. 3 pe care i-ar numi președintele, aceștia ar da, fi scoși puterea din ecuație, ca să zic. Executivul. Executivul e important să numească. Acum că e președintele sau guvernul, poate fi, da. Aici iar spuneați interzicerea ocupării funcției de judecător constituțional de către persoane care au fost membri în partide politice în ultimii 9 ani. E de bază și nu puteam renunța la ideea asta, pentru că am avut exemple clare când persoane care au deținut chiar funcții, au fost deputați din partea unor partide, au fost președinți de Camera Deputaților și așa mai departe, au fost numiți după aceea imediat. Ca o recompensă, poate? Da, și ca o recompensă. De partid, mă refer, nu ca din partea activitate. Partidului, exact. Și au ajuns și în această funcție, evident că au tras pentru partidul lor. Ori chestia asta trebuie să dispară și ruptura față de partid, că poate ai făcut parte dintr-un partid la un moment dat, trebuie să se fi produs cu mult înainte să fie numirea asta, nu cum a fost cu Iordache acum. Deodată e pus șef la Consiliul Legislativ. Trebuie să-și dea demisia din partid, dar el e membru acum. La fel alții care au făcut parte din PSD și au fost numiți acolo. Nu merge așa. Deci trebuie să fi întrerupt orice legătură cu orice partid politic cu cel puțin 9 ani de zile înainte, o perioadă destul de mare, exact cât e durata unui mandat. Da. Pentru a avea o logică că această ruptură a fost într-adevăr reală și nu mai ai legături atât de strânse cu un partid sau altul. La fel și pe partea de atribuții, după cum vă spuneam, acea posibilitatea Curții Constituționale de a soluționa conflictele juridice la natură constituțională a pus mari probleme și a dus la situația în care Curtea să tranșeze probleme politice, inacceptabil. Deci trebuie să nu mai aibă această atribuție. La fel și pe chestiuni legate de decizii interpretative, pe cale de interpretare așa, s-au tot dat niște decizii care de fapt au modificat legile. Nu, tu trebuie să spui doar atât, e constituțională sau nu anumită lege. Aceste decizii interpretative nu ar avea ce să caute. Sunt multe de discutat pe Curtea Constituțională, dar n-aș vrea să omit fără penal în funcții publice. Cu asta cred că trebuia să încep, pentru că este o inițiativă care într-adevăr a pornit ca idee de la USR, dar ea este o inițiativă în prezent cetățenească. S-a semnat masiv, 1 milion de români, peste 1 milion de români au semnat. Eu nu vă ascund că am vorbit normal în această perioadă de campanie și la locale și acum pentru parlamentare cu
foarte mulți candidați pentru funcții locale, pentru Parlament, absolut toți sunt de acord că inițiativa este excelentă, că trebuie pusă în aplicare, dar am văzut altceva în Parlament. Pentru că este o chestiune de bun simț și nu o să spună nimeni că e împotriva bunului simț. Dar, în realitate, așa cum spuneți dumneavoastră, ce se întâmplă în Parlament, având de a face acolo cu un blocaj, inițiativa ținută în sertare, puteam să organizăm așa cum am solicitat odată cu aceste alegeri, era un buletin de vot în plus și aveam această nouă regulă de curățare a clasei politice, o aveam în Constituție. De ce nu s-a vrut? Vă spun de ce. Pentru că, pe de o parte, unii nu vor pentru că se simt vizați. O Românie fără hoție a fost atacată de PSD pe motiv că e discriminatorie și că îi atacăm direct. Deși n-am tăcut nimic, n-am spus o Românie fără PSD, am spus fără hoție, dar ei s-au simțit lezați cu musca pe căciulă. Bun. Pe de altă parte, PNL-ul, da, e de acord declarativ, însă în momentul în care se ajungă la vot sau să susțină concret, nu o fac pentru că ei consideră că ne-ar aduce nouă unele avantaje și din cauza faptului că a provenit de la noi această idee, nu au susținut exact. În mod concret la vot percepția publică este că și așa s-a întâmplat, este o inițiativă a USR-ului și probabil, toate ideile bune trebuie să vină de la PNL. Nu, și probabil că s-au gândit că astfel veți obține un avantaj la alegeri. Dacă propunerea va fi pusă, întrebarea va fi pusă exact odată cu alegerile. Poate da, poate nu, pentru că au fost niște sondaje și unii dintre respondenți spuneau că această inițiativă a venit de la PNL. Unii, puțini, adevărat, spuneau că a venit de la PSD și până la urmă ea a fost susținută de cetățeni. Adică n-ar trebui să aibă așa importanță acest lucru. E un fapt consumat. O să discutăm despre această inițiativă în acea discuție despre o revizuire mai largă a Constituției, care sper eu să se poarte și sper și din partea PNL-ului și din partea domnului președinte să vină această susținere, pentru că avem nevoie de această revizuire făcută în acest mandat, nu văd în alt mandat. Dacă nu facem acum aceste modificări, o să avem mari probleme și o să o mai lălăim așa încă, nu știu dacă încă 30 de ani, dar încă 10-15 ani tot vă o să mai lungim. Vă referiți la acest mandat? Vă referiți la mandatul 2020-2024, da, la acest mandat. De aceea mi se părea normal o dezbatere și important o dezbatere electorală în perioada asta pe tema reformării statului și a reformei constituționale. Sunt convins că oamenii vor urmări cu foarte mare atenție ce se va întâmpla după alegeri. Există toate premizele ca cele două mari forțe de centru-dreapta, PNL-USR+, să poată avea un scor care să permită decizii mult mai clare în Parlament. Eu sunt convins de asta, în ciuda atacurilor încrucișate așa, care vin din partea partidelor mari și din partea PSD-ului, dar și PNL-ul și PMP-ul. Acum este apropiatul lor pe care îl vor la guvernare mai puțin decât ne vor pe noi. De ce? Pentru că noi propunem această reformă majoră a societății și după 30 de ani tragem linie și vedem cine a fost la guvernare în acești 30 de ani și de ce suntem acum aici. PSD-ul, în marea majoritate a timpului, 60% din guvernare revine PSD-ului, după aceea PNL cu PDL, care au format un singur partid, da, 25% și restul partidelor. Vă dați seama, trebuie să-ți dorești o reformă ca lumea și să primești USR Plus lângă tine înseamnă să-ți asumi o astfel de reformă. Probabil și faptul că vorbim despre a avea un partener teoretic la fel de puternic,
Pe când, în momentul când ai un partener care mai slab este mai slab, îl ghidezi după cum vrei și probabil că și aici este un... Da, văd o compatibilitate între cele două partide, PSD și PNL. Vedeți că acele transferuri dintr-o parte în alta se fac foarte ușor, ca un transplant ăsta. Dacă sunt compatibil, ADN-ul e compatibil... Se pare că ceea ce numim noi doctrină sau am învățat că este o doctrină a unui partid a devenit ceva perimat, ceva de care nu mai ține nimeni cont. E ca o haină de care poți să te debarasești sau agăți în cui să o schimbi foarte ușor cu alta. În loc de una verde, una roșie. Da. Nu, nu e ceva galbenă, care să te caracterizeze înăuntru ființei tale. Așa se întâmplă. Da, ne-am apropiat de finalul discuției și... Cred că sunt de la început. Asta e vina mea. Mă bucur că am fost destul de alerți în ceea ce am parcurs. Aș vrea să vă rog să ne spuneți de ce ar trebui oamenii să vină la vot totuși, chiar și în aceste condiții, de ce este important să iasă la vot și, evident, de ce ar trebui să vă ofere votul. Trebuie să vină la vot pentru că în momentul acesta tragem linie după 30 de ani și vedem în ce direcție o luăm. Mergem pe aceeași linie, unii care sunt mulțumiți cum am mers în acești ani, pot vota partidele vechi și pot spune, domnule, eu sunt în regulă, mie îmi convine ce s-a întâmplat și e în regulă. Cei care vor altceva, cei care vor o modernizare rapidă, vor transparentizare, vor să scape de pensiile speciale. N-am văzut la celelalte partide în programul lor această problemă. Vor să nu mai existe imunități parlamentare sub care se ascundă tot felul de infractori. Vor să avem o justiție independentă pe bune, nu așa pe hârtie. Vor să avem investiții și așa mai departe. Trebuie să aleagă varianta mai proaspătă, varianta care n-a fost implicată în ultimii 30 de ani, varianta care vine cu alte propuneri, care vine cu reforma constituțională de care v-am vorbit. Și dacă fac alegerea asta, au speranța că lucrurile se vor schimba. Nu este, cum să spun, un ciclu oarecare de alegeri, este un ciclu de la o răscruce, în care putem să mergem pe un progres accelerat sau putem să o lălăim încă 20 de ani, 30 de ani la fel în același ritm. De asta îi chem la vot, în ciuda pandemiei, în ciuda acestor probleme care ne macină zi de zi, pentru că inclusiv situația pandemiei se rezolvă tot de către politicieni în sensul în care deciziile se iau în guvern, în cadrul guvernului și atunci orice decizie, că e legată de pandemie, de învățământ, de cum se deschid sau nu se deschid școlile, de cum se închid sau se deschid piețele, toate aceste probleme care ne afectează în mod direct depind de votul care va fi dat acum. De asta eu consider că este esențial pentru noi să ne prezentăm la vot și să ne exprimăm opinia. Ideea că altul, vecinul, nu știu cine, va vota în locul nostru și nouă nu ne pasă, chestiunea asta pentru mine nu e de acceptat. Cine vrea, s-a dovedit o carte pierzătoare. Da, și cine vrea să afle mai multe despre această reformă constituțională, îl invit să urmărească în perioada următoare, pentru că spațiul emisiunii e restrâns, postările noastre, să caute programul USR Plus pe internet, e foarte ușor de găsit și poate vedea acolo toate propunerile noastre, eventual să ne dea un feedback, să ne spună ce părere au despre aceste idei, că ele vor fi supuse dezbaterii publice în momentul în care vom avea discuția în Parlament și să meargă cu încredere la vot în ideea unei schimbări, în speranța asta, pentru că altfel nu putem să ne resemnăm, să zicem toți sunt la fel, nimic nu-i de făcut, stăm așa și așteptăm să decidă întotdeauna alții pentru noi, fără să ne implicăm. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență și sper ca mesajul dumneavoastră să ajungă unde trebuie și atunci când se numără voturile, nu boboci. Deja nu mai suntem boboci. Da, nu mai sunteți, exact. Avem experiență și în Parlament. Să aveți rezultatele pe care vi le doriți. Multă sănătate le doresc tuturor constanțenilor.
Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de la Constanța News TV. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire să auzim numai de bine.